Mai pe scurt, dar poate ar fi bine să ajungă Plahotniuc prim-ministru. Îi aud pe unii zicând așa. Și nu e vorba doar de lingăielul Plahotniuc, ci de inși care parcă nu-l simpatizează pe banditul de la Grozești. Și ei motivează cam așa. Plahotniuc, zic ei, este astăzi cel mai puternic om din Moldova. El și-a supus justiția și întreaga clasă politică. Nimeni nu-i poate ține piept. Dacă o să devină prim-ministru, o să înceapă a face regulă, o să-i bage pe corupți la pușcărie, o să facă reforme, o să dezvolte economia. Stați un pic, dar ce îl împiedică astăzi pe Plahotniuc să facă exact ce spuneți voi? El este astăzi mult mai puternic decât un prim-ministru în Moldova. El, uite, bagă foști prim-ministri la pușcărie. La ce bun i-ar trebui lui scoboare la nivelul unui asemenea post? Economia o poate impulsiona avându-l pe acest brid de ministru al economiei. Miliardul poate găsi și corupții poate aresta avându-i pe cei de la CNA și de la procuratură. Reformele în justiție le poate face având Ministerul Justiției și Parlamentul în mâna sa. De ce vă întreb, nu mișcă nimic având toate pârghiile astea la îndemână? Pe urmă, cum adică Plahotniuc este cel mai puternic om din Moldova? Poate că el este puternic, dar numai prin abuzuri, prin mijloace interzise, ilegale. Arătați-mi măcar vreo acțiune, vreo faptă de-a sa din ultimii 6 ani care s-ar fi bazat pe mijloace legale, cinstite. Absolut niciuna. Oare pot spune despre un fotbalist că e cel mai bun dacă marchează toate golurile cu mâna? Și după asta să-l mai pui și antrenor, nu? Adică să-l faci pe Plahotniuc prim-ministru. Toată puterea lui se bazează pe viclenie, pe minciună, pe manipulare. Aduceți-l în câmpul legalității și o să vedeți că din Plahotniuc nu mai rămâne absolut nimic. Eu încerc să-mi amintesc exemple în istoria umanității când un individ care a dus o țară la dezastru, tot el să fie pus să o refacă. Ce, pe Hitler să-l pui după 1945 să refacă Germania? Ori pe Corleone să-l alegi președintele Statelor Unite? Bine, dacă vreți tare, hai să facem un exercițiu de imaginație. Să ne închipuim că de mâine Plahotniuc este prim-ministru. Ce o să fac? Iată, el ne zice că e nevoie de o terapie de șoc. L-au învățat consultanții lui o sintagmă deșteaptă, terapie de șoc, și el o repetă. Șoc ar însemna să găsească miliardul și să-l aresteze pe Șor, adică să găsească pe sine hoțul miliardului și să se aresteze împreună cu complicele său Ilan Șor. Șoc ar însemna să nu mai primească milioane din monopolurile pe care le-a instaurat. În fine, șoc ar însemna să elibereze tot ce controlează el astăzi și să ne le întoarcă nouă poporului, statului, țării. Eu nu știu cum trebuie să fii la cap ca să admiți că Plahotniuc este în stare de așa ceva. Așa că venirea lui în postul de prim-ministru nu ar însemna lichidarea dezastrului, ci legitimarea dezastrului. Mai pe scurt, vedeți cum ne pierdem noi timpul cu lucruri aiurea. Ce-ar fi să ajungă Plahotniuc prim-ministru, terapie de șoc? Dar Plahotniuc în timpul ăsta mai pun la cale o ticăloșie.